De ce mi-e mai groază, nu scap. Ia. Azi e zi de filmat. Hai să vedem. Am făcut o gaură. Aici. Ok. Mai trebuie să facem una, că nu suntem mulțumiți doar cu una. Ce avem aici? Asta o punem sus. Sus pe plafon. Ia să vedem. Ok. E vorba de ventilator, plat electric, are acele niște fire. Trebuie să-l punem și pe ăsta, văd că trebuie să dau și niște găuri în, pe lângă el. Șuruburi, am și șuruburi. Cred că la ăstea, cred că trebuie să pun adeziv și după aia pun șuruburi și după aia mai pun niște adeziv silicon de ăsta. După aia mai pun niște silicon peste el, în el. O să fie interesant de montat. N-am mai montat până acum. Văd că nu mă lasă să-l deschid. Na bun, hai să vedem. Cred că și la asta trebuie să-i pun un chenar de lemn. Este un pic mai lung decât lat. Habar n-am să-l montez. Nimă, fii atent. Mamă, are și o plasă de țânțar. De ăsta are un motoraș aici ce se acționează și ridici trapa sau o închizi, vezi? Deci el are două chenare. Ăsta care vine pus în interior și ăsta de deasupra care ghiște vine pus în exterior. Trebuie să mă urc pe dubă. Asta e, ne urcăm pe dubă, hai să vedem. Hai să facem o inspecție la ce, la ce avem aici sus pe dubă. Bine, frică de scara asta. Mă, am ajuns sus. Mizerie de scara. Danger. Urcați mai sus de treapta față la 1 metru de vârful scării. Asta e plafonul, e? Acolo se vede ce am montat în alt vlog. Trebuie să o tai. Ce-i traversa? Aici nu pot să pun, trebuie să pun aici. Dar l-aș pune cât mai încoace, mai cât mai în față, ca să am cât mai mult spațiu pentru fotovoltaice. Cred că aici o să fie pus. Pe mijloc aici. Am un năcaz. Am pierdut șuruburile de la geam. Și trebuie să pun niște șuruburi și acolo. Nu știu cum să le pun pe astea. Trebuie să le bag de sus în jos și să întreacă și prin tablă. Ceva de genul. Ta-ra-ra-ra. Asta așa vine pus aici. Pe ăsta și am, vezi că intră în chenarul ăsta așa aici. Cum asta o să vină de deasupra. Trebuie să fac un gaură în tablă să-mi intre perimetrul ăsta de aici. Că văd că ăsta intră în interiorul lui. Iar aici trebuie să pun lemn. Între astea două. Tot în suprafața asta. Hai să vedem dacă avem lemn. Am aruncat cartonul. Ăsta are 36.5 x 36. Cum să-l fac și lipesc sus și îl voi lipi. Deci nu țin cont de asta. O să lipesc chiar aici, în buza ăstuia. Exact aici o să lipesc. Ok? Ca să las mult spațiu încolo și cred că și încoace, că aici o să vină dușul. Ia să verific. Deci verific întâi cum vine și dușul să văd. Să nu-mi pun ventilatorul în perete cu dușul. Sunt în duș acum. Din ce văd eu? Asta e în dreptul dușului. Ah, n-ajunge. Nu
undeva aici. O să fie peretele de la duș. Așa. Bine, peretele de la duș aici. Și ăsta e mai încoace. Suntem bine. Am mai găsit și un lemn de ăsta micuț și o să fac cadru din el. Poate e mai ușor la cutter. Nici ce e mai ușor. Trapa aia se deschide într-o anumită direcție și vreau să se deschidă așa. În ce sens? Balamaua să fie în sensul de mers a dubei. Deci așa. Asta, așa vreau să vină ventilatorul. Cu firele către spate, ok? Și cu cum se deschide să fie tot așa către spate. Balamaua trapei să fie în față. Aici așa. Ok, trebuie să determin că o latură e mai lungă decât cealaltă și să văd cum e pus. Procedeul, știți? Dăm niște găuri ca să poată să intre lama de la decupir acolo sus. Yes. Hai până sus să vedem cam pe unde iese gaura. Bă, sincer, mi-e frică că trebuie să mă urc pe Buda, asta e frica mea. Aici. Nu știu dacă ține nebunea, trebuie să țină, că e nou, e ranforsată, dar cum naiba mă urc eu aici pe dubă? Ioi! Keep on rolling, baby. You know what time it is. Abonați-vă la acest canal. Trebuie să scot flexul pentru că fiind denivelat acolo, lama aceea de la decupir nu a ajuns să taie și atunci trecem pe manual. Când sună nevasta, trebuie să răspunzi, n-ai ce să faci. Trecem la ale noastre, flexul, facem manual, ferm în mână, deci aceea ochelari, tot. Fac mâna la cameră. Bună ziua! Aici așa. Ne băgăm să dăm cu șmirghel. Hai să vedem dacă am tăiat bine. Ok. Să bag firele în interior. Da, se vede aici unde ține. Trebuie să scot flexul. Să tai buza aia jos. Vedem acum dacă intră. Oare se vede? Să trăiți? Ce faci, Alex? Nică, e gata. Aici. Aici rămâne. Ia să mor sus un pic numai. Șuruburi aici. Locuri de șuruburi. Punem șuruburi. Și umplem acolo cu silicone. Enon, 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 enon. Foarte fain, haideți să vă vedeți. Uitați, aici un pic de așa întuneric, deschidem trapa. Oh.
este și lovită. Intră aer, iese aer. Asta se dă jos, că e magnetică. Ne, ce frumos. Aerisim duba după ce dormim. Mișto. Opa, hai să-l lipim. S-a făcut așa, ca și o folie, nu știu cum să explic. Ne. Vezi? Asta trebuie să o dau jos și să vopsesc sub ea. Cred că mai utilă ar fi o pilă aici decât șmirghelul, dar n-am pilă. Îi dăm așa. Nu, dar se putea să nu mă tai un pic. De două ori am dat să se pun mânuși. Căria aia nu mai găsesc de data trecută, dar cum lucrăm pe dinți și avem tot timpul acces la chestii despre dinți, am o periuță de asta de dinți. Stătea în gură în casă și apoi eu folosesc pe asta să vopsesc acei gruntul. Adică să dau cu grunt locul ăsta pe unde am tăiat. Deci determin pozițiile, fac găuri cu burghiul ăsta mic, îmi pun șuruburi în locurile alea. După ce am pus și siliconul ăla și abia după aia îl șurubez. De ce mi-e mai groază, nu scap. Și anume să mor pe dubă. Stau așa pe burtă. Mamă, o să am acces și la asta de aici. Să curăț duba aici sus, apune și soarele. Curăț duba, îmi însemnez și dau găurile. Să fie interesant. E plin de pilitură aici. Mamă, burghiu. Am găsit un burghiu de lemn de mărimea asta care mi se potrivește mie aici. Avem acces. Hai să dăm niște găuri. Ca de dade nu se mai rupe. Mai am un burghiu care e un pic mai mare. O să fac doar loc acolo unde mi intră șurubul, deci nu o să găuresc de tot. Vreau ca asta să se țină și în tablă, nu doar în lemnul de dedesubt. Să fie și un lemn de dedesubt. Vreau să țină șurubul și în tablă. De asta m-am enervat când mi s-a rupt burghiul, care era micuț. Nu. Și șurubul putea sta bine prins în tablă. Asta este și închis, e 6, e închis la poli. Merim pe cealaltă parte acum. Îl prind în toate șuruburile, deci în absolut toate șuruburile, nu vreau să zboare ăsta pe autostradă. It's time! Deci am o baie aici de silicon. Ne. Așa, de jur împrejur, firele, partea cu firele în spate. Și aici am silicon. Hai să-l punem. Așa lumina e mai bună. Ia, ok. Incredibil. Așa, tati. Am usul așezat. Defulează-ni. Trebuie să-i bag și șuruburile. Deci băgam șuruburile un pic mai imediat. Acum o să pun chenarul de din interior. O să mai pun niște silicon acolo. Haideți să vedeți. A,
trebuie să curăț un pic aici, mi-am dat de lucru. Asta este. Dar arată foarte bine. Deci aici rama asta trebuie să mi-o curăț, în rest e ok. Asta trebuia să se întâmple, să iasă afară. Uite aici ce stalagmită de silicon am făcut aici. Stalagmită, stalactită, na bun. Deci aici în interior mi-a intrat un pic de silicon, îl curățam nimic. Aici sus era foarte important să sigilez tot. Am dat o tură cu silicon aici extra. Așa. Și acum punem chenarul. Am pus chenarul sus. Acum mă duc înapoi pe dubă să prind chenarul în două, trei locuri. După aceea trebuie să prind și chenarul aici cumva. Trebuie să chem pe cineva să mă ajute să țină chenarul de dinăuntru. Avem un ajutor de nădejde. Ia, Miții, cum ții tu alea sus? Așa. Așa. No, eu acum mă duc sus pe dubă. L-a luat? Lemnul. Da. Îi mai dau unul. Să trage în lemn. Trag aici din dreapta față. Se vede că este silicon pe acolo sau ceva. Voi veniți cu mine, Diana Țâneaci. Dar vezi că ăla trebuie să stea lipit în stânga. Așa, așa, așa trebuie să-l ții. Îl ții așa, bine? Două secunde. Ține-l, ține-l. Așa. Și o fac pe ăsta cinii. O prins? Super, o zi Diana că l-o prins. O veni la noi în vizită, la vlog, cel mai harnic om din Huedin. Fă cu mâna la cameră, Adi. Zi salutare. Salutare la toți, vă salut Adi pe toți. Nu uitați să dați like, share and subscribe pentru Adi. Zi Adi, salut. E cel mai harnic om, Adi. Adi e mai harnic ca mine. Ok. Am avut și vizitatori. A fost o zi mișto. Am pus și asta aici. O refulam peste tot. Vedeți? Acum îl voi curăța, așa, să nu fie. Dar eu, ăsta era efectul ce vreau să se întâmple. Se refuleze, o refula și în jurul șuruburilor. Aici, de exemplu, și aici. Și asta o să-mi țină și șurubul. De mai ales aici se vede cel mai bine pe ăsta. Da? Deci, astea, sigur, așa rămân. O să dau, o să curăț ăsta foarte bine și mă pot să pun linoleu PVC. Chiar am scăpat de podia, deci nu mai avem treabă. Și odată cu linoleu pus, putem clădi izolația. Cum am zis mai devreme, las un pic de spațiu aici. Aici oricum o să vină prins un L, ca toate scândurile astea să fie într-o linie drepte. Așa, ca să pot să intru cu linoleu aici. Tot pentru linoleu, aici la pragul ăsta, am lăsat izolația un pic să vină în jos și îmi pun și casta aici. Și prin casa am, după aceea acum cobor linoleu până jos. Să nu-mi intre mizeria acolo, să-l cobor. Merg să aduc linoleu. Ăsta are 2 metri lățime pe 4 metri lungime. Duba mea are undeva la 1,90 lățime și 3 metri jumate lungime. Habar n-am cum o să tai ăsta. Hai întâi să-l desfășor, să vedem ce... Nu știu, să vedem. Hai, să vedem. Păi, cred că măsor eu afară, îl scot afară și măsor cum să tai, hai. Lăsăm asta așa aici. Am ales culoarea asta de lemn. N-aș fi vrut să aibă culoare ca în cabinet ăsta. Culoarea aia de spital pe jos. Și
așa că mai bine cu lemn, m-am gândit eu. Ăsta e. O să se spele ușor. Nu e cu fibră, deci tătătă PVC, nu o să putrezească. Na, hai să măsurăm dintr-o parte în alta. 1.75 1.83 83. Îmi scriu și cota lângă. Ok. Stâlpul transversal 134. Aici liber trebuie să las. Aici no. E rasar lumea. E vântul ăsta. Trăznilar. Pun eu asta aici să nu mai zboare. E 21.5 astăzi. Da, vezi ce înseamnă un ochi de tehnician. Jumătate de milimetru l-am văzut. Îmi dădea cu virgulă. N-a altceva? Bun, Neckerman. Hai să văd ce mai am și în spatele roții. O veni Florin. Am unii Florine, gata. Am unii, gata. Așa. Îmi pun persan în casă. Nici ce fac. Da. Mi l-am măsurat. Și pun că dacă îl pun nu mai întreabă, încep să izolește. Că dacă nu trebuia să dau jos, punea lemnele tot. Cox. Bineînțeles că pe partea asta a fost treaba mult mai ușoară. Numai minusurile astea de la roată și de la stâlpul de rezistență. În rest e ok. Deci am măsurat bine de două ori. Mi-am verificat de două ori și tăiem o dată. Arată ca duba. Ce-i roata? Poate vă întrebați de ce pun peste tot linoleul ăsta. E bine, vreau să-l tai o singură dată și să nu mai bag capul cu el. O să vină și sub duș ăsta, bineînțeles, sub cădița de duș. Și o să-l găuresc acolo. E mai ușor să îl tai dintr-o bucată tot, să-l pun pe tot și am scăpat, decât să ocolesc toate ciorciobuturile ce le pun eu aici, să pun numai până la pat sau ce știu. Nu, frate, îl pun pe tot, asta la vista, baby. Începe să arate a căsuță, de jos în sus. La fix. Aici oricum vine cutia aia. Super. Super, super. Mai trebuie ajustată pe aici, pe acolo, la garnituri. Și aici. Și asta ziceam, că vreau ca asta să vină așa în jos. Știi? Să nu se vadă chestia asta. Și pun așa, îl lipesc așa. Și nu mai întreabă. Foarte fain. Voi face ajustările astea finuțe. Tai pe aici, pe acolo și mai am niște adeziv de cum am pus tarchetul la cabinet și îl voi folosi pe ăla. Asta nu rămâne așa nelipită, trebuie să o lipesc, o să circul pe ea.
și eu voi folosi adezivul de la ciorumate la cabinet. Am găsit adezivul. Ăsta e așa păcătos că foarte greu să curăță, deci trebuie să lucrezi foarte atent cu el. E așa lipicios. O să dau ăsta la o parte. Cel mai mult mă interesează prima zona asta să fie foarte bine lipit. Partea aia sub pat nu să fie circulat, ca să zic așa. Deci aici să fie cel mai bine lipit. Acolo să fie lipit e ok. Deci nu înțelegeți. Bă. Dau asta la o parte și o să fac jumătate. Deci am folosit adezivul ăla special de tarchet în prima parte și am folosit consistent și în a doua parte n-am mai avut. Și aveam ceva mastic de ăsta de lipit, ce știu eu, parchet zice pe el, și nici ăsta nu mi-a ajuns și am folosit un capăt de tub de silicon și aia e, Doamne, îți mulțam. E bine, ne descurcăm cu ce avem. Mulțumesc tuturor care sunteți abonați. Am trecut de 110 de abonați în momentul vorbirii. Nu uitați să dați like, share, subscribe, mai ales cei din Huedin, mă ajută foarte mult să afle lumea că suntem la Huedin și facem dinți și dube. Până data viitoare, vă salut!